Dacă, nu, dacă tragi de volan, te lasă mâini din pizdă, coaie. E, boai. Pune, să te iau în pulă. Hai. Băi, nu mai foarte pe serene! Pula mea de slava dreapă. Sunt albi, băga mea și pula mea și pune și... Băi, bune! Zi, vrei să facem amor? Nu, doar cu ăla din spatele tău vreau. Băga mea și băiatul în gura ta. Ia uite, bă, coiere, și pula mare. Nu mai lătra, că nu te fut, nu e genul meu, ești prea urâtă. Ia uite, față, te smigăl în tine. Sunt câțiva dintre voi care au cerut continuarea episodului anterior. Și alții care au cerut să vadă lui Foie. Nu vă pot ajuta cu ultima cerință, dar voi posta continuarea live-ului cu Cristina Ivoniu. Și de ce mă ajută? Cocoșule! Efo! Nu tu, mă! Tu! Ia, mă, că vorbește cu tine. Păi, cât de frumos! Să-și dă-te-n pula mea! Hai zic ăla că te iau la mișto. Nu halesc astea, pula mea. Oaie, dar nu te iau la mișto, cu ei, nu ți-au mai zis femei că ești frumos? Zi-mi Instagram-ul tău, zi-mi Instagram-ul tău, zi-mi Instagram-ul tău! XR23! Mamă, ce geme, fraierul! XR23! Ia, mi-e trecut asa-i! Volkswagen, das Auto. Și Vali. O, te pup, Foie! Ce faci? Cine-i fata asta de ești cu ea? Eu? A? Dar cine-i fata asta frumoasă? Că ești botul ei de frumos. Sunt eu! Care ești tu? Sunt eu, bă! Nu mă mai știi! Grăți, ești botul tău de faladita mea. Later. Taci-mi pula mea, fraiere. Suge mai pula să-mi o sugi de transexuală. Ești sărat, bă! Bă, Coie, bă, Coie, cine pula mea ești, bă, Coie, tu? Să intri pe live la domnul Coie, Coie, se pișe Foie pe tine, nu vezi ce bine arată pe lângă tine, o? Pula mea, haide să-ți aleagă praful de măta dacă nu ne-a răspis la pe live, femeia o și-o la labă. Pă, ție nu ți-o arăt să mor scurt, să-ți un accident de mașină, sângele tău unecat, dacă ți-o arăt ție pe grat, domnul Coie, vrei să vă spun eu care-i treaba, sincer? Coelul, Coie, aș face o muie și ăla din spate l-aș fute rău de tot, Coie. Mie mi-ai face o muie, ai zis? Da, ție o muie și pe ăla l-aș fute Coie și l-aș fute. Ok, dar oricum numai muie ți-aș da, sincer. Faza asta cam demoralizat-o pe Cristina. Meanwhile... Am o echipă de salahor pe șantier de care saci de aia de 50 de kg de ciment. Nu vrei să faci super parte din echipa mea, iubirea mea? Ba da. Și vezi? Ba da. Se moare toată familia. Nice. Spune curat. Băi, știi ce meriți, mă? Ia uite, ne arată ție. Nu te uita tu, boule! Stai, fă, că mă uit în față. Aoleu! Tropeală pe tine! Mamă, știi ce meriți, fă, să mă cac diarie pe pieptul tău. Uite! Zice că e piept de băiat la iPhone, de-aia nu mi-l închide. A, uite să moară familia mea dacă nu zici că ești bărbat ce piept ai. Haide, că intru înapoi. Îmbracă-te frumos și bagă-te sub pat. Mai stai puțin, mă, și voi alătă și mie. Ia seama, văd că lumea asta era cu tine și nu știu ce. Vreau să ajung la pula ta. Nu știu ce să mai zic, mie nu-mi place cum se comportă băieții ăștia cu cine și cred că... Bă, că-ți pula, morților, du-te să te bați cu ei! Nu te-mi poți să-l ajut? Bă... Păi trebuie să mă văd cu copilul, cu Cioji. Cu mai bine te vezi cu copila? Oh my God, bro! Hell no, man! Later. Unde ești aici? O, iar! Bă, n-ai ieșit de aici, fă, mai mult să-mi trec. Mă surprins de când ajungi acasă, că te-ai jurat pe familia ta că sunt urâtă. Să vezi dacă nu o găsesc pe mâta legată de calorifer. Ești hideu de ăla, de te speli la curând. Și tu știi ce zici că ești? Tu știi ce zici că ești? Tu zici că ești aspirator, frate. Oh my God! A, sugeam ei trompa. Mamă, ce bine a vorbit. Deci ești aspirator cu tacul de gunoi spart, da, fă-mi, ai zis-o de mai lins-o, sugea mea-i pula să-mi o sugi cu măta și cu tacul de travestita, dracu. Tu zici că ești? Știi ce zici că ești?
Și zici că ești cățel de usturoi. Ai față de foaie de dată. Și am ajuns la poartă. Nu te mai băga în seama, Iurea. Să-ți vină rău dacă nu-l pupi și pe ăsta de care ăsta pe lângă tine. Haide, pupă-l și pe ăsta de două ori. Cu ce pula mică ai pe lângă foaie, cu aia nu cred. Ăsta a fost episodul cu Cristina Ivone, editat în stilul meu caracteristic. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like și un comentariu.